Sfatul numărul 1. Tratați-vă reciproc de la egal la egal. Familia și prietenii vă pot spune cum ar trebui să se comporte o mamă sau o soție în comparație cu un tată sau un soț. Dar atât bărbații cât și femeile au de câștigat atunci când comunică unii cu ceilalți și iau decizii împreună. De exemplu, data viitoare când luați o decizie, încercați să vă implicați partenerul și întrebați-l ce părere are. Sfatul numărul 2. Implicați-vă partenerii în creșterea copiilor. Includeți-vă partenerii. Atunci când tații sunt implicați în creșterea copiilor, întreaga familie are de câștigat. Așadar, încercați să vă încurajați partenerii să petreacă timp de calitate cu copiii voștri. Sfatul numărul 3. Împărțiți responsabilitățile familiale. Împărțirea responsabilităților familiale cu partenerii voștri poate face ca viața să fie mai puțin stresantă pentru toată lumea. Vă puteți gândi la modalități prin care puteți împărți volumul de muncă? S-ar putea să descoperiți, de asemenea, că rezolvarea sarcinilor casnice împreună le face mai distractive. Sfatul numărul 4. Rezolvați conflictele în mod pașnic. Uneori toți adulții au neînțelegeri, păreri diferite, dar rezolvarea problemelor prin certuri nu este eficientă. În schimb, dacă începeți să vă simțiți furioși, respirați adânc înainte și răspundeți într-un mod calm și controlat. Sfatul numărul 5. Ascultați și vorbiți unii cu ceilalți. Dezbaterea oricăror probleme sau griji cu partenerii voștri pot evita certurile. Țineți minte să vorbiți pe rând și să vă ascultați unii pe ceilalți. Sfatul numărul 6. Petreceți timp împreună. Așa cum este important să petreceți timp de calitate cu copiii voștri, este de asemenea foarte important să petreceți timp de calitate cu partenerii voștri. Găsiți puțin timp când puteți fi doar voi. 2. Nu uitați, aceste sfaturi pot ajuta să transformați casa într-un loc mai fericit și mai armonios.